Bun găsit! De joi până duminică, municipiul Suceava a devenit capitală medievală. Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Medieval a încântat sucevenii, dar și turiștii. Festivalul a devenit deja internațional, trupe din Serbia, Ungaria și Ucraina fiind prezente pentru prima dată, cu spectacole care s-au dovedit extrem de interesante. Festivalul medieval a debutat joi ca în fiecare an cu vestita paradă ce a pornit din Opcin. Mii de spectatori au așteptat participanți pe străzile orașului. Cu toții s-au declarat fascinați de ceea ce au văzut. De vineri, practic de la deschiderea oficială în cetatea Sucevei, spectacolele au încântat publicul prezent. În fiecare zi, câte 50 de spectacole au fost pregătite. Vreau să mulțumesc tuturor participanților. Avem aici 29 de grupe. Începând cu cei din Moldova, de la Neamț. I-ați văzut aici, la voi, foarte de multe grupe din Ardeal. Am trecut granița și salut prietenii din Ungaria, din Serbia, în Ucraina. Sper ca în viitor acest festival să se extindă și mai mult, să devină un fenomen. Da, Suceava a fost aproape 13 de ani capitala muncii. Astăzi, pentru 3 zile, este capitală culturală medievală a României. Mă bucur să aud din gura dumneavoastră că este cel mai mare festival medieval și mulțumesc participanților, cei de 400 de oameni care au venit cu foarte mult drag aici să porți kilogramele astea nu ușor. Dar e o plăcere pentru că trăiți acest lucru și m-am uitat atent. Vă felicit și vă mulțumesc din suflet. Acest festival aduce și foarte mulți turiști. De aceea ne uităm și ne bucurăm că zi de zi numărul de turiști aici la Suceava a crescut datorită dumneavoastră și vă mulțumesc. Am avut privilegiul să particip la fiecare ediție, așa cum a spus și domnul Emil Cursu, de care îl felicit pentru că asta este realitatea, trebuie să dăm cezarul. El este așteptul viu acestui festival și am ajuns în această fază în care nu spune, noi spun alții, că este cel mai mare festival medieval din România. Este normal până la urmă și corect să fie așa, pentru că Suceava, municipiul Suceava, prin cetate, prin cele de obiective, are un cel mai patrimoni medievale din țară, din România. Acest festival, sigur, își propune în primul rând să comemoreze istoria, să promoveze cetatea de Camera Ștefan, să mai promoveze, să promoveze, dacă este cazul, personalitatea lui Ștefan cel Mare, să facă foarte bine și mai cu un președinte, un rol foarte important, practic, continuăm de bază în strategia de turism a municipiului Suceava, a județului Suceava. Și a acordat foarte mult reabilitarea și modernizarea cetății de scaun a municipiului, a cetății de scaun a Sucevei, un proiect care a fost inițiat de primăria municipiului Suceava, pe care l-am implementat împreună cu Consiliul Județean, cu domnul președinte Gheorghe Fluturi, și l-am finalizat în anul 2015 și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru buna colaborare pe care am avut-o. Cavaleri, domnițe, războinici, toboșari, muzicanți, călăreți, cai, dar și bufoni. Cu toții i-au întâmpinat vizitatorii în cetate cu spectacole variate.